Bună, Tror, și bun venit la Cookie Doll! Eu sunt Darling, iar astăzi v-am pregătit un videoclip foarte special, și anume tipul de chelneri. Da! Și nu întrebați de ce în ultimul timp tot fac tipuri de, dar chiar nu prea am idei de videoclipuri și îmi tot vin idei de tipuri de pe care de ce să nu le fac. Ok, să începem! Don't let me down. Leneș. Da, domnișoară. Vreau să vă întreb cât mai durează până se face mâncarea, pentru că mi-e foarte foame și da. A, păi s-a făcut deja. A, și când mi-o aduceți? Păi știți dumneavoastră, mie mi-e puțin cam lene să vă aduc, adică... De ce nu vă duceți dumneavoastră, uite, acolo și vă luați mâncarea? Dar tu ești chelnerul, meseria ta e să-mi aduci mie mâncarea. M-am plictisit de treaba asta. Du-te și tu și ia mâncarea dacă chiar ți-e atât de foame. Bine, nu cred că am altceva de făcut. 2. Chelnerul care ți-ar duce altă mâncare. Poftiți mâncare, domnișoară. Mulțumesc, numai că eu n-am comandat somon, ci paste. Ba nu, ați comandat somon. Îmi aduc foarte bine aminte. Domnule, îmi pare rău, dar eu am comandat paste. Nu, domnișoară, dumneavoastră ați comandat somon! Îmi dau demisia! Îmi vreau pastele! Chelnerul obosit. Poftiți, domnișoară, mâncare. Unde sunt? Unde sunt? La muncă. Poftiți mâncare. Mulțumesc! Știți ceva? Puteți mânca dumneavoastră mâncarea? Mie nu mai mi-e foame. Cred că o să plec. La revedere! Chelnerul care cere bacșiș. Poftiți mâncarea, domnișoară. Mulțumesc. Yummy. Puteți pleca. Nu mai am nevoie de nimica. Scuze, nu pot pleca. Nu mi-a primit și eu recompensa. Ce răsplată? Bacșiș! Îmi pare rău, dar doar atâți bani mi-am luat la mine pentru mâncare. Nu mai am să vă dau și dumneavoastră ca bacșiș. Ce? Eu de aceea sunt ospătar sau chelner sau ce vrei tu, ca să primesc și eu puțin bacșiș. Bine. Ce bună e mâncarea. Chelnerul al cărui restaurant nu mai are nimic. Bună ziua, aș dori și eu o ciorbă de burtă. Îmi pare rău, n-avem. Ok, atunci o ciorbă de pui? Nici din aceea n-avem. Păi atunci aveți vreun fel de ciorbe, supe? Îmi pare rău. Atunci vreau piure cu o pulpă dezosată. Îmi pare rău, n-avem. Atunci aveți ceva în restaurantul ăsta? Îmi pare rău, n-avem. La revedere. Din cauza asta mi s-a tăiat și pofta de mâncare. Așa, prieteni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați un like, un comment, un share și să vă abonați la canalul nostru. Ne vedem data viitoare. Pa!